deschideți Sfânta Scriptură la cartea lui Filimon Pagina în Sfânta Scriptură 1174 o să vreau să vă citesc două versete despre un tânăr despre un om la fel ca mine, ca dumneavoastră care la sfârșitul vieții lui la a slujit pe Dumnezeu Filimon, capitolul 1. Citim două versete, 10 și 11. Te rog, pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum ne va fi folositor și ție și mie, amin, vă invit să reocupați locurile. Scumpii mei, dați-mi voie în seara asta să vă prezint și să vă arăt în Sfânta Scriptură istoria unui tânăr. Am ales intenționat tânărul ăsta pentru că și noi suntem tineri. Dați-mi voie să mă... dacă vreți așa să mă regăsesc și eu cu voi în aceeași categorie de tineri, chiar dacă am o vârstă, mă simt încă tânăr. Scumpii mei, am o mare problemă și în seara asta o să vă predic din inima unui slujitor rănit. Și o să vedeți de ce spun asta. Am o durere în generația noastră care aș vrea să o vindece Dumnezeu. Știți ce îmi dau seama în generația pe care o slujesc? Îmi dau seama că slujesc o generație de oameni care cei mai mulți dintre noi trăim două vieți. Avem o viață pe care o văd toți, avem o viață cu care venim la biserică, o viață cu care mergem la școală, la facultate, avem o viață pe care o prezentăm fratelui păstor, avem o viață pe care o prezentăm familiei și mai avem o altă viață pe care o trăim doar noi după ce închidem ușa dormitorului. Și am stat și m-am gândit, oare de ce Dumnezeu cheamă tinerii din generația noastră? Și în seara asta am citit două versete despre un tânăr pe care Dumnezeu îl cheamă și Pavel spune despre el un om care va fi folositor lucrării lui Dumnezeu. Pentru că cred din toată inima, scumpii mei, că pe fiecare dintre voi, și ascultați-mă cu atenție în seara asta, Dumnezeu vă cheamă să faceți ceva pentru lărgirea împărăției lui. Slăvi să fie Domnul! Știți, care e menirea noastră pe pământul acesta? Consiliez spre Marital și la un moment dat mi-aduc aminte că venit la consiliere un tânăr cu o tânără, ori intrat în biserică, ori venit la birou pastoral, m-am uitat la ei, mi-am dat seama de la prima privire că ea nu are nimic de a face cu el și el cu ea. Erau total din două lumi diferite. Acum, gândiți-vă în ce situație eram pus. Cum să-i spun eu lui că nu îi se potrivește ea? E groznic, credeți-mă. Ei când vin, că sunt hotărât să se căsătorească, foarte greu îi mai... Foarte greu îi mai aduci de pe drumul pe care o plecat. Știți, era o vorbă, Doamne, facă-se voia ta, da, mărie, toată mea. Și au venit oamenii ăștia doi și s-au pus față-față cu mine și am zis, Doamne, te rog, dă-mi înțelepciune, cum să-i arăt băiatului respectiv? Că dacă se căsătorește cu fata asta, știți, avem noi o vorbă în aldial, îl mănca păduchi, am zis, bă, cum să-i spun? Mă gândeam cum să-i spun. Și zic, stai așa, îi pun o întrebare în ei. I-am pus ei o întrebare capcană, apropo de asta, acum dezvălui niște secrete, sper să mă mai invite fratele Caleb. Vedeți că păstorii pun întrebări din care scot ceva, știți? Sunt întrebări capcană, le numesc eu și zic, stai că îi pun, îi pun fetei o întrebare capcană. Și au zis și am întrebat-o, am zis, spune-mi, te rog, cum vezi tu viața de căznicie după ce faceți nonta? Și așa foarte fericită și entuziasmată, au zis, o zice, frate Bogdan, păi da, eu, noi am hotărât deja, Zice, primul an, zice Biblia, că trebuie să stăm relaxați. Avem șapte concedii. Și o să mergem și au început să-mi spună niște insule și niște localități. Am scos imediat telefonul, am zis, măi, bag pe Google să văd dacă nu mă minte. Mi se părea ceva de domeniul fantasticului. Și apoi zice, după primul an, zice, acolo a fost punctul cheie. Zice, colegul pleacă în Germania la lucru, zice, și eu rămân să am grijă de casă. Și am zis, acum, Doamne, deschide ochii. Deschide ochii să vadă. Și mi-am dat seama percepția acestei fete despre căsnicie. Știți ce însemna pentru ea căsnicia? Telenovele goale, cai albi, plimbări, concedii și așa mai departe. Să nu mă înțelegeți greșit în seara asta. Eu n-am o problemă că cineva merge în concediu. Oameni buni, am venit să vă spun în seara asta că prima chemare pe care Dumnezeu o face familiei îi să-L slujească binecuvântat să fie numele Domnului. Să uita Dumnezeu după ce a creat toate lucrurile perfecte și spune așa, l-am așezat pe om în grădină. Și l-am pus acolo să stei cu burta la soare. Nu! I-am spus să lucreze și să păzească grădina. Pentru că, scumpii mei, unde am rus să ajung în seara asta? Atunci când ești în planul lui Dumnezeu, când vei merge pe drumul ăsta spre cer în planul lui Dumnezeu, te asigur 100% că vei trăi adevărata fericire slăvi să fie Domn. Și îmi dau seama că generația pe care o slujesc e o generație de oameni nefericiți. E o generație de oameni care se prefac prea mult. E o generație de oameni care ridică mâinile sus la cântare, dar n-au o lacrimă în ochi, oameni buni. Îmi dau seama că e o generație care pozează pe Instagram fericirea, dar nu-i fericirea pe care Dumnezeu vrea să o deie. Și mă doare lucrul ăsta. Am avut harul ca în generația mea să se întoarcă la Domnul o vlogăriță. Știți ce n-am înțeles niciodată? în fiecare dimineață posta pe YouTube și unde mai posta, că au început să vină la biserică, că nu au început să vină la biserică, m-am abonat la ea automat. Și am zis, Bă, stai să văd ce face, că o veni și au început să ceară ajutor. Și urmăream și mi-a toate, toate videoclipurile care le posta. Știți ce n-am înțeles niciodată? De dea lecții despre fericire în fiecare dimineață. Și apoi seara mă suna plângând că vrea să-și iei viața pentru că nu e nefericită. Și am zis, cum? Știți ce mi-am dat seama? Mi-am dat seama că 80% din pozele pe care unii dintre noi le postăm, ascultați-mă, 80% dintre, din, din ce vrem să arătăm unii dintre noi, nu e nimic altceva decât fake. În seara asta am venit să vă arăt un om al lui Dumnezeu. Și am venit să vă spun că dacă vreți să fiți o generație de tineri și tinere fericite, va trebui să-l slujiți pe Dumnezeu. Aveți o chemare, aveți un mandat fiecare dintre voi și o să ajungem acolo să vorbim despre asta. Pentru că oameni buni îmi doresc din toată inima să fiu slujitorul unei generații fericite cu adevărat. Vreau să văd adevărata bucurie pe chipurile voastre, vreau să văd adevărata împlinire și ascultați-mă ce vă spun, întrebați-vă pastorul, întrebați frații ce ori cântat, există fericire cu Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu e o minciună, nu e ceva care e așa de domeniul fantasticului, nu oameni buni, există fericire cu adevărat în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu în seara asta vreau să vă spun un lucru, nu o să pună fericire în inima ta, în inima mea, nu o să pună fericire în drumul meu spre Cer dacă nu umblu în planurile Lui sau în planul Lui, în voia Lui, în legile Lui, binecuvântat să fie Domnul. Știți ce îmi dau seama? Îmi dau seama că există și vreau să vă spun un pic despre fericirea pe care o oferă exteriorul și nu Dumnezeu, lumea dacă vreți. Bine, dragi, eu știu că există o fericire în lume, nu putem nega, există o fericire în alcool, știu că este. Există o fericire în țigară, știu că este. Există o fericire în, în, în lucrurile acestea care Domnul Iisus Hristos nu le, nu le agrează și împotriva lor, Sfânta Scriptură împotriva lor, există o fericire. Dar aș vrea să vă spun un lucru despre fericirea asta. Fericirea asta e doar de moment, după care va fi osândită și pedepsită de Dumnezeu. Există cea mai mare fericire despre care o să vă vorbesc astăzi. Și fericirea aceea, fericirea adevărată pe care o dă Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu. Oameni buni, știți ce m-am rugat pentru seara asta și ce-mi doresc din toată inima? Să plecați de aici cu adevărata fericire care este Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu. Dar mai există o categorie de oameni. Există o categorie de oameni care mimează fericirea asta pentru că ei au zile în timpul săptămânii în care nu trăiesc cu Dumnezeu, și încearcă cumva să găsească fericirea în tot ce înseamnă exterior, în tot ce înseamnă lume și își dau seama că n-ajung la fericire, doar de moment, apoi când ajung aseară, acasă, seara striște, să a păsat din pricina faptului că aș vrea să vă spun tuturora care a fost duși la binecuvântare, oameni buni, există un verset în scriptură care spune așa, ce binecuvintează Dumnezeu rămâne și tu n-ai cum să fii fericit decât în casa lui Dumnezeu. Tu nu poți găsi fericirea în altă parte. Tu nu poți fi împlinit. Tu nu poți fi satisfăcut de nimic pe pământul ăsta pentru că Dumnezeu își onorează binecuvântarea. Singura ta șansă să fii fericit e în casa lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu. Și tinerii ăștia încearcă și cu Dumnezeu, încearcă și cu partea opusă, cu, cu lumea. Și copiii ăștia, adolescenții aceștia, tinerii aceștia, sunt unii dintre cei mai trești oameni. Și durerea mea cea mai mare, că în generația noastră este plin de astfel de tineri. O să vreau să vă arăt trei versete din Sfânta Scriptură care vorbesc despre Onisim. Punem te rog, Colosem 4 cu 9. Primul lucru pe care Dumnezeu vrea să-l facă în viețile noastre. Tineri dragi, uitați-vă ce zice Biblia despre Onisim. L-am trimis împreună cu Onisim și acum vă rog, fiți foarte atenți. Fratele credincios. Vă spun ceva despre Onisim. Onisim nu a fost credincios de la început. Onisim a stat în casa lui Filimon, au făcut prostii, I-a trebuit să fugă de acolo, i-au făcut anumite pagube la, la Filimon, au trebuit efectiv să-și iei bagajele și să -o, o tulească pe românești ce vorbim de acolo pentru că era foarte supărat Filimon pe el. Dar într-o zi se întâlnește cu Pavel, Pavel îi face cunoștință cu Domnul Iisus Hristos, se întoarce Onisim la Dumnezeu și apoi Pavel afirmă despre el, ascultați, Onisim, fratele, credincios. Și acum poate se pune o întrebare, frate Bogdan, dar pentru cine predici în seara asta? Că aici tineri botezați, aici sunt tineri care vin de, de mici la biserică, sunt tineri care cântă cu acordionul în față, sunt tineri care cântă în orchestră, sunt tineri care merg la biserică. Pentru cine vorbești? Pentru voi, dragii mei, și am să vă spun de ce. Știți ce înseamnă credincios? O să vorbesc pe două laturi, foarte scurt. Există un verset în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, pe care spune așa, Cine este în Hristos este, o făptură 17, versetul, este nouă. Dar întrebarea pe care vă o pun eu acum, cum, cum adică este o făptură nouă? La ce se referă Dumnezeu? Se referă că dacă vin cu o numită boală, Dumnezeu e obligat să mă vindece? Nu, Dumnezeu poate să o facă, lăuda să fie Domnul, dar nu e neapărat. Dar dacă vii la biserică și nu poți să-ți folosești o mână, Dumnezeu e neapărat sau e obligat să te vindece. Nu, oameni buni, dar Dumnezeu poate să o facă mărit să fie Domnul. Știți la ce se referă Dumnezeu? Știți ce vrea să schimbe Dumnezeu în noi? Mintea noastră. Dumnezeu vrea să gândești altfel. Dumnezeu vrea să vezi lucrurile altfel. Dumnezeu vrea să te nască din nou și să poți să gândești conform cuvântului Lui. Și primul lucru pe care vreau să îl deschidem așa ca o carte în seara asta înaintea noastră, oameni buni, vrea Dumnezeu să ne schimbe percepția cu privire la noi înșine. Eu vă spun niște lucruri pe care le găsesc între voi, oamenii, sau oamenii tinerii care trimit zeci de mesajele, mesajele pe care le primesc, tinerii care vin la biserică și spun, frate Bogdan, ai timp 10 minute să mă asculți, uite, cu asta mă confrunt. O mare problemă a generației noastre e că mintea noastră nu o mai lăsăm să fie schimbată de Duhul lui Dumnezeu și ajungem să fim oameni buni. Ascultați-mă, nemulțumiți de cine suntem noi. Ajungem într-un complex de inferioritate care ne poate duce în depresie, în anxietate și o să vă spun câteva cuvinte. Tineri nemulțumiți de felul cum arată, ați văzut? Așa e că și pe unii dintre voi vom minți diavolul? că nu sunteți cum ar trebui? Așa e că și la unii dintre dumneavoastră a venit diavolul și v-a spus la nivelul minții că așa ar trebui să arătați? Să nu mă înțelegeți greșit în seara asta. Eu n-am venit să vă spun că pot să faci orice. Mănânc o tavă de prăjituri pe seară că e bine, nu oameni buni, nu la asta m-am referit. Am venit în seara asta să vă spun ceva mai important. Va trebui să ai grijă de templul Duhului Sfânt, e foarte adevărat. Dar oameni buni, ceea ce contează, îi ce ești tu, un interior, nu un exterior. Și noi ne uităm unii la alții, în primul și în primul rând, la exterior. Și am ajuns să fim invidioși unii pe alții. Zice, ai văzut-o cum arată? L-ai văzut cum arată? Știți câți oameni îmi scriu, câți tineri îmi scriu, frate Bogdan, o să mă căsătorez vreodată dacă arăt așa? Frate Bogdan, dar uite, Dumnezeu m-a născut, m-a lăsat să mă nasc așa, uite, am, am nu știu, am uh, lucrul ăsta care nu-i bate cu ce uh, spune lumea. Nu știu, îți mai, îți mai, micuță de înălțime, îți mai înaltă, îți mai grăsuță, îți mai slăbuță, îți mai nu știu cum. Știți ce aș vrea să spunem în seara asta? Vă vorbesc cât se poate de serios. Duh Sfânt să ne schimbe mintea și să putem spune ce a spus David la un moment dat. Dumnezeule, îți mulțumesc că sunt o faptură așa de... Vă întreb, credeți că în, 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 în valorile Dumnezeu are importanță culoarea ochilor? Are importanță părul că-i creț, că-i lins? Vă spun ceva din casa mea, sper să nu se supere soția pe mine. Soția mea s-a născut creață. Nu i-a plăcut niciodată asta. Nu i-a plăcut niciodată. Cinci ani de facultate la Timișoara au fost tot cu placa în cap. Tot cu placa în cap. Vă întreb ceva. Cine plătește șampoanele pentru regenerarea părului? Consecința că cinci ani de zile cu placa în cap. Și vă spun eu, eu, eu. Voi râdeți, dar pe mine mă costă. De ce? Pentru că unei fete într-o zi, uitându-se în oglindă, nu i-a plăcut cum o lăsat-o Dumnezeu. Oameni buni, voi știți că sunt tineri căzuți în depresie din pricina faptului că nu le place cum arată fizic? Oameni care intră în depresie că nu se vor căsători niciodată? Dați-mi voi să împărtășesc o experiență cu voi. Eram la Deva, eram lider de tineret și exista o fată acolo care toată viața ei s-o temut că nu se va căsători niciodată. Micuță de, în, de înălțime, era destul de cresuță, uh, Era așa pentru că suferea de o anumită boală. N-avea ce să facă. Nu era așa că nu se putea controla. Nu era așa că nu mânca toată noaptea. Era așa pentru că suferea de o anumită boală. O botezat-o Dumnezeu cu dul Sfânt la 13 ani și a venit la mine și o zis, frate Bogdan, pe la 14 ani când a început să vină la tineret, o zis, frate Bogdan, vreau să te întreb ceva, zice, o să mă căsătoresc vreodată. Și am zis, 100%. la sută. Dar frate Bogdan, ce să fac? Și am spus așa, slujește-L pe Dumnezeu și ascultă-mă, Dumnezeu este credincios și îți va aduce soțul potrivit. O trecut un an, doi, trei, cinci, mi-aduc aminte că au făcut 20 de ani și au venit la mine plângând într-o zi și au zis, frate Bogdan, vreau să intrăm în birou, nu mai pot. Și au zis, uite-te, te rog frumos la mine, am 20 de ani, nu m-a invitat nimeni niciodată la, la, o ciocolată caldă, nu mi-a spus nimeni că vrea să stea de vorbă cu mine în vederea căsătoriei, niciodată o spus. O zis, uite-te și mi-a arătat niște fete, zice, uite-te ce caracter au fetele astea și băieții parcă s-au zice, tot după ele umblă. Ca să așa -i. tu rămâi credincioasă că Dumnezeu te va binecuvânta. Am mai trecut aproximativ 2 ani de zile și eram într-o seară la tineret și parcă o văd cum intră în curtea bisericii. Eram pe scările bisericii. Mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva, că doi pași erau pe pământ, patru prin aer. Și mi-am dat seama că ce, ceva wow s-a întâmplat în viața ei. Și când o intrat s-a uitat la mine și au zis, frate Bogdan, mă mărit. Bun, recunosc, m-am speriat și eu. Vă dați seama, m-am rugat, am postit, nu mă așteptam Dumnezeu să rezolve cazul în felul ăsta. M-am speriat, m-am oprit și am zis, cu cine? O zis, vine băiatul. Vicți, vine la tinere slăvi să fie domnul. Am stat acolo, eram atent. Cine e? Ăsta e, ăsta o fi, ăsta o fi. Nu, apare băiatul. Știți cum ar arăta băiatul? Înalt. Cred că cu 50 de centimetri mai înalt ca ea. Slăbuț, frumos. L-am băgat în birou pastoral și am să șans. Omule bun, zic, spunem uh, spune te rog frumos, ce între voi? O să frate Bogdan, sunt îndrăgostit de sora. Și a zis, omule bun, fii atent aici așa. De la 14 ani am spus, eu mă rog pentru fata asta, eram de acum pe vremea Am spus să mă duc singur la Arad, îmi pun legitimația jos acolo, dar dacă tu îți bagi joc de fata asta, cu mine e încurcat. O zic, ia să, ia să de tot, nu mă interesează. Pun legitimația jos, nu mai slujesc niciodată, dar pe tine te aranjez, am zis. S-a uitat așa, au făcut ochii mari la mine. Și o Bogdan, nu, ascultați-mă. O zis, o iubesc. Oameni buni, le-am predicat la nuntă, le-am predicat la binecuvântare. Țin legătura cu ei. sună una dintre cele mai fericite familii. Pentru că Dumnezeu știe să binecuvinteze. Știi ce vreau să spun în seara asta? Lasă-l pe Dumnezeu să binecuvinteze viața ta. Zice că, zice, acolo spune de femei în Corinteni, capitolul 7, dar, da, scumpii mei, scumpii mei, șase, uh, mă scuzați, dar. Uh, E vorba și la bărbați. Zice că femeile măritate se îngrijesc să pleacă domnul, să placă bărbatului, dar cele nemăritate se îngrijesc să pleacă. Tineri dragi, ascultați-mă ce vă spun. Am văzut în viața mea dezlujire. Nu-i totul de moment. Nu-i totul să câștigi bătălia astăzi. Nu-i totul să se vadă asta ai făcut nu știu ce. Nu! Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în viața ta în timp. Și ascultă-mă ce spun. Rămâi credincios. Rămâi credincioasă Domnului. Și Dumnezeu te va binecuvânta cu un soț cu o soție. Lasă-L pe Dumnezeu să facă lucrul ăsta. Încrede-te din plin în Dumnezeu. Oameni disperați, oameni stresați pentru uitându-se în oglindă, ce nu mă mai suport. Intru în depresie, frate Bogdan. Oameni dragi, vreau ca Duhul Sfânt să lucreze în seara asta la mintea noastră și să înțelegem că Dumnezeu n-a greșit. N-a greșit niciun moment când te-am lăsat așa, ascultă-mă ce spun. Nu ți-a greșit culoarea ochilor, nu ți-a greșit mărimea nasului, nu ți-a greșit urechile. Frate, urechile mele nu sunt prea nu știu cum, nasul meu nu e prea lung. Nu, Dumnezeu te-a lăsat perfect și perfectă slăvit să fie Domnul. Vreau să înțelegeți un lucru, punem te rog frumos, că mă gândeam aici stând pe bancă la niște versete din cântarea cântărilor, punem cântarea cântărilor, capitolul 1 cu versetul 5, vreau să vă arăt ce spune Biblia. Uitați-vă ce zice Biblia. Sunt neagră, dar sunt? Știți cât am auzit? Eu, eu slujesc în Oltenia. Frate, zice, dar dacă m-aș fi născut și un ardeal să fiu mai albă. Stai liniștită! Și neagră e frumoasă. Amin, frații mei. Vă spun ceva. Când am citit și am studiat cântarea cântărilor, unii comentatori spun în felul următor, cântarea cântărilor ar fi, ar fi scrisă de doi, de doi oameni. Ar fi scrisă de doi oameni. Uitați-vă ce spune la un moment dat, versetul 4, cu capitolul 4, cu versetul 2. Zice, cu versetul 1. Zice, ochii tăi de porumbiță ramata Și ascultați acum, părul tău este ca o turmă de capre poposită pe coama muntelui Galat. Eu știu, eu știu că aici e o metaforă, dar vă rog, imaginați-vă turul asta. Nu știu de ce cred lucrul ăsta Eu cred că se referea că e creață, da? Caprele stau așa răsfirate ca un păr, creț Oameni buni, omul acesta vine și spune că femeia aceasta e frumoasă. Ce frumoasă e frumoasă, ești iubit. -o, începe versetul. Există un verset în capitolul 7, cu versetul 2, care spune așa: Pântecul tău este un pahar rotund. Adică cum, așa, nu? Îți zic, frate Bogdan, dar ce vrei să zici? Vreau să zic că și pentru cele care sunt mai îngresuțe, Dumnezeu are un soț pregătit care să o iubească așa cum e. Și pentru tine care ești mai scund, mai înalt, și pentru ochii albaștri, și pentru ochii căprui, Dumnezeu are un soț și o soție pregătită, slăvit să fie Domnul. Oameni buni, n-ați vrea să ne ancorăm în ceea ce Dumnezeu vrea să ne ancorăm? Să-i mulțumim și să-i spunem în seara asta, Doamne, îți mulțumesc că m-ai lăsat să mă nasc așa de minunat? Sunt un bărbat, sunt un băiat minunat, sunt o soră, sunt o fată minunată. Dumnezeu vrea să schimbe percepția. Vrea să te facă să gândești așa cum vrea El. Doi, știți ce vrea să ne facă? Vrea să, vrea să ne schimbe percepția față de cei de lângă noi. Știți ce am văzut în adunările noastre? Și mă doare foarte tare. Un bun, e un lucru cu care ne confruntăm. Am făcut biserică în biserică. Îi întreb pe tineri, pe unii tineri, mă zice, cu, cu cine ieșiți în oraș? Păi frate, zice, nu ieșim cu X și cu Y, că noi avem grupul nostru. Serios. S-au creat bisericuțe. Prieteni, numai ăștia sunt prieteni, ăștia alt grup de prieteni, alt grup de prieteni. Zece grupuri de prieteni. Oameni buni, nu-i rău că ai un prieten mai apropiat, nu-i rău că ai un, un, grup de rugăciune, dar știți care e problema? Când vor să se integreze alții, pe majoritatea din ei nu primim. Și lucrul ăsta se întâmplă numai afară. Afară, scumpii mei, ascultați-mă cu atenție Cei cu bani stau cu cei cu bani Cei sărați stau cu cei săraci Cei care au părinți de nu știu ce categorie Stau cu părinții Dar cu copiii părinților care au La nu știu ce nivel Și așa mai departe Știți cum e la biserică? Și ăla cu patru clase și ăla cu doctorat sunt împreună, îți și surori, Dumnezeu să ne ajute. Eu văd problema asta. O văd, o simt. Tineri care vin plângând și spun, frate, pe mine nu mă bag în seamă. Cu mine nu vorbesc. Cu unde să mă integrez? Ați spus că sunteți pocăiți și că iubiți. Da, e adevărat. De ne-am închis în noi. Avem grupurile noastre. Oameni buni, tot mai mult ne face în grupurile noastre. Dumnezeu vrea să le spargă. Suntem frați și surori. Primiți bine pe cei ce vor să se integreze în grupul vostru. Cei dacă se mărește grupul de rugăciune, slăviți să fie Domnul. Cei dacă vine un băiat nou în grupul tău, slăvi să fie Domnul. Primește-l acolo. M-am întors la Domnul. Mi-aduc aminte, aveam 25 de ani. Știți care a fost cea mai mare problemă pe care am întâmpinat-o după ce? m-am pocăit, mergeam la biserică și nu era nimeni care să-mi spună, bă, ce cu tine aici? Mă duceam, mă puneam în bancă, le deau pacea Domnului cei din stânga și din dreapta cu mine și apoi plecam și rămâneam singur, singurel. Pentru că în biserică erau gropuri. Vă spun ceva. Vedeți? Pe predicator toată lumea îi salută, pe cântăresc toată lumea îi salută. Toată lumea vrea să stea, nu știu, în compania oamenilor care sunt mai populari, care au anumite daruri. N-ați vrea să schimbați un pic mentalitatea în seara asta, să-l lăsați pe Dumnezeu. N-ați vrea să fiți dintre oamenii care din seara asta încep să-i caute pe cei care sunt mai neînsemnați. Și ascultați-mă, nu în ochii lui Dumnezeu, ci în ochii noștri. Că noi ne uităm și dacă avem un dar sau dacă putem face ceva, credem că suntem mai, mai buni ca alții. Oameni buni, ascultați-mă în seara asta. Suntem egali înaintea lui Dumnezeu. N-ai vrea să încep să cauți băiatul ăla care nu-i prea băgat în seamă, să cauți fata aia care vine la biserică, se pune singură și apoi pleacă. Oameni buni, avem nevoie unii de alții. Noi cântăm o cântare pe care și voi o cântați. Suntem o familie unită, spunem de atâtea ori. Vreau să vă întreb cât de uniți mai suntem. Cât de uniți mai suntem. Vă refer la generația tânără. Știți de ce S intră diavolul și reușește diavolul să spargă de multe ori câte, câte, cât zidul, zidul protecției scumpii mei și să ajungă să dea cu unii de pământ? Pentru că rămân singuri. Rămân singuri. În seara asta mă rog Domnului să-mi schimbe și să-ți schimbe mentalitatea, să înțelegi că Dumnezeu te cheamă să fii credincios schimbă percepția cu privire la tine, ești o faptură atât de minunată. schimbă percepția cu privire la alții, îi fratele și sora ta și Dumnezeu să ne ajute. 2. Hai să vă arăt un lucru important aici, vreau să vă spun câteva lucruri foarte importante. Filimon, capitolul 1, versetul 15, zice așa. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Și ascultați cu atenție 16. Dar nu ca pe un rob, ci mai presus decât pe un rob, ca pe un frate mai prea iubit mai ales de mine, cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Vă rog să vă gândiți la un O fost într-o zi rob, o fost într-o zi rob la Filimon și Pavel a venit și a spus, nu, mai, nu, nu, nu asta e voia lui Dumnezeu. Dumnezeu ascultă-mă înainte să te folosească, înainte să-ți dea ce trebuie pe drumul acesta spre cer. Dumnezeu vrea să te libereze de orice robie și puteți spune amin. Dumnezeu vrea să fim liberi, oameni buni. Oameni buni, vrea Dumnezeu să intre în fiecare domeniu al vieții mele și al vieții tale și să te elibereze. Și în seara asta spun patru mari domenii pe care le-am strigat în ultimul an, pe unde am mers, în de care tinerii și generația noastră, unii dintre dumneavoastră, sunt robiți și nu pot ieși de acolo. În seara asta am venit să spun că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dă la o parte orice robie, Slăviți să fie Domnul! Și primul lucru sau primul demo sau primul, prima robie, dacă vreți, despre care vreau să vă spun câteva cuvinte, e ascultarea muzicii necreștine. Și o să-și da, frate Bogdan, dar cum ne spui nouă că noi suntem tineri pocăiți? Tu nu vezi, da, știu, dar mai știu ceva. Că m-am rugat pentru seara asta și dus nu vorbește la întâmplare. Știu 100% asta. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Atât de inofensiv vi se pare la început, zic frate, dar, dar dacă ascultăm ce are? Ce are? Vă spun imediat ce are și o să vă dau câteva exemple de câțiva oameni care îmi dau voie să le povestesc mărturiile și ce se poate întâmpla. Oameni buni, vreau să înțelegeți un lucru. Chiar dacă ceea ce ascultăm, bine, vorbim de generația noastră. Hai să fim sinceri. Se mai promovează în generația noastră ceva etic? bun, nimic oameni bun. Totul e despre sexualitate, totul e despre mândrie, totul e despre cum să te îmbogățești, totul e despre cum să sfentezi partenerul de viață, totul e despre cum să sfentezi prietenii, să calci peste ei, să ajungi tu numărul unu, totul e demonic. A venit o fată întrăzneață într-o zi la mine și o zis, frate Bogdan, stai așa, că nu scap tot ușor, O zis. A zis, eu ascult pentru că muzica asta vorbește despre viața mea, știu. O zis, muzica laică, vorbește despre trăirile mele, știu. Muzica vorbește despre depresia în care sunt, știu. Muzica vorbește despre anxietatea cu care mă lupt, știu. Dar și ce mai știu? Că muzica laică nu rezolvă problema. Singura cântare care te poate scoate de acolo, singura cântare care poate să alunge starea aceea care vine peste tine, este cântarea care îl înalță și îl laudă pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oameni buni, nu scăpăm ascultând muzică necreștină. În spatele, în spatele muzicii necreștine există demoni care pun stăpânire. De-aia unii dintre dumneavoastră nu puteți dormi decât cu căștile în urechi de unii dintre dumneavoastră nu vă ia somn, nu vă ia frica dacă mergeți pe la întuneric și nu aveți căștile în urechi cu o anumită muzică. de unii dintre dumneavoastră nu aveți nici curaj poate să confruntați pe cineva față în față până nu ascultați o melodie care vă dă vibe-ul ăla. de se întâmplă lucrurile astea. Am voie să vă spun mărturia următoare. Într-o zi eu venit la biserică, la rugăciune, o fată de 33 de ani. Și o să-ți Bogdan, la, 33, la 30 de ani m-am întors la Domnul Zis. De la 22 de ani până la 30 de ani, o zis am fost damă de companie, ca să nu folosesc alt cuvânt. Și o zis, dar vreau să spun, am fost, am fost o fată de lux. Nu vine din familie de pocăiți, nu știu. O zis, mă luau oamenii ăia care îmi programeau întâlnirile, mă duceau în anumite hoteluri, unde erau anumite evenimente, unde veneau anumiți artiști, a vendeam acolo și trebuia toată noaptea să stau cu ei. Și o zis, frate Bogdan, vreau să spun ceva. Majoritatea dintre oamenii pe care ascultă generația noastră sunt implicați în ocultism și merg la vrăjitor și la vrăjitoare ca să facă vrăj să devină oameni populari și să aibă faimă. Și o zis, uite-te la mine. O zis, am fost în Republica Dominicană, am făcut al doilea pas, mi-am predat diavolului sufletului meu, sufletul meu ca să fiu una dintre cele mai vândute fete, zice. Am fost acolo la vrăjitoare specializate, am cheltuit o grămadă de bani. Și o zis, viața mea am dat-o diavolului ca să fie o femeie populară. Și oamenii ăia care se închină, Oamenii ăia, scumpii mei, ascultați-mă cu atenție, care fac ritualuri ca să ajungă populari. Noi le ascultăm muzica. Noi le ascultăm muzica. Și atunci ne întrebăm, putem ieși din stările în care suntem? Niciodată intrăm mai tare. Scumpii mei, am cunoscut personal un tânăr care cântă extraordinar de bine la chitară. Au avut doi ani de zile când au ieșit din biserică și l-am întrebat, omule bun, te rog, spune ce s-a întâmplat. Și au zis, Bogdan, vreau să spun un lucru, știi cum a început picajul meu? O zis, am început să ascult formații din acestea care n-aveau nicio treabă cu Dumnezeu ca să învăț acorduri la chitară, să pot cânta. Și ascultând muzică necreștină, am ajuns efectiv, zice, să cad acolo în capcana aia și să plec din biserică, 2 ani de zile. Doi ani de zile am stat departe de Dumnezeu. Doi ani de zile spunea el: Am trăit niște frici, am trăit niște depresii, niște anxietăți de nu vă pot explica. Doi ani de zile! Și totuși, plecat, totul a plecat de la muzica necreștină. Scumpii mei, în seara asta am venit să vă spun că nu merge și cu muzica laică, și cu muzica care le înalță pe Dumnezeu. Ascultați muzica care vindecă cu adevărat sufletele. Dar aș vrea să vă spun câteva lucruri și despre muzica asta. Nu, nu, eu nu sunt nici profesor de muzică, dar am studiat pentru că m-am confruntat cu problemele astea. Au venit odată și m-aș frate Bogdan, dar zice, cum stăm cu rock-ul, cu hip-hop-ul creștin, zice, dar eu m-am pocăit pe hip-hop creștin. Cred asta. Eu cred. Eu cred că fiind undeva, nu știu unde, o, 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 vă spun ceva, vecinul meu, vecinul meu, lângă, lângă casa unde stau eu, râmnic cu vâlcea, Într-o noapte nu puteam dormi de gălăgie. Am deschis geamul să văd ce era rup de beat. Știți ce asculta? Biji. Băga biji de rupea, de rup de beat cu țigara. Și atunci eu, o venit, o venit, o venit, eu, eu cred că te poți pocăi pe cântarea lui Biji, eu n-am o problemă, eu cred. Poți asculta, uite, într-un moment de ăsta greu. Mi-a trimis cineva un video pe, pe, pe WhatsApp. O uite, frate Bogdan, nu știu ce vedete de asta, cânta o cântare creștină. Eu cred asta, că se poate. Te poți pocăi pe o muzică hip-hop, dar vreau să te întreb, de ce rămâi acolo? N-ar trebui să creștem, n-ar trebui să ne dezvoltăm, n-ar trebui să ne maturizăm. Vă spun ceva, în funcție de ce muzică ascultăm, vorbește despre maturitatea noastră în credință. Cred asta din toată inima mea ascultați pe oamenii ăștia care compun. Ascultați-vă pe oamenii ăștia care, care cântă cântări cu mesaj. Melodii care vin înaintea lui Dumnezeu și laudă pe Dumnezeu și transmit un mesaj care te ridică, care te înalță. Am o durere conceput România să traducă toate cântările care au apărut peste ocean, toate. Ce zice frate, is, is, wow, au, au trei versuri, zic același lucru în toate cinci strofele, dar wow. Oameni buni, știți ce vă rog în seara asta? Vă rog, nu confundați, vă rog, nu confundați emoția cu cercetarea Duhului Sfânt. Nu comandați. Nu comandați. Dar frate Bogdan, dar cum să ne dăm... Asta nu e din predică, asta nu știu de ce o trebuie să vă zic. O zis, frate Bogdan, dar cum, cum, cum ne dăm seama? Vă spun eu, Duhul Sfânt după ce te-o cercetate și schimbă. Înțelegi? Dacă nu mai plâns, dacă nu m-au fost un sentiment, dacă nu m-ați obătut inima tare, că a fost boxa de bas acolo la 2 metri de tine și ai simțit niște vibrații și apoi mergi și trăiești aceeași viață, ascultă-mă, a fost o simplă emoție. Duh Sfânt al lui Dumnezeu schimbă. Duh Sfânt al lui Dumnezeu te urmărește în camera ta, dintr-o dată, la nivelul minții, îți spune, Duh Sfânt, nu mai faia, nu mai faia, nu mai faia și tu începi să-ți reglezi viața. Dumnezeu să ne ajute. Doi. Vă mai spun un, un, un demon care a făcut praf generația noastră. Lumea virtuală. Ți-au ea? Lumea virtuală, praf, a făcut generația noastră. Oameni buni, vreau să înțelegeți un singur lucru. Lumea virtuală creează dependență. Așa-s făcute toate aplicațiile. În așa fel algoritmii aceia care îți dau ție videoclipurile și pozele și cele mai dau să vedem, în așa fel sunt creați ca să producă dependență. Nu observați că deschideți telefonul și puteți sta două ore fără să vă plictisiți? N-ați observat? N-ați observat că suntem, oriunde suntem, suntem numai cu telefonul? Eu am stat și m-am gândit, ce s-ar întâmpla dacă s-ar opri internetul pentru o zi? Eu cred că o grămadă de oameni ar nebuni. Vă mai spun un lucru pe care l-am observat. Oameni buni, prin faptul că suntem, suntem acolo, intrăm în, în, în lumea virtuală, nu mai suntem cine trebuie să fim noi, sunt, suntem cine vrem. Pentru că acolo poți să fii oricine. În spatele mesajului, n-ați observat că nu mai putem vorbi față în față mulți dintre noi? Vorbim prin mesaje? N-ați observat că e mai ușor să ne exprimăm prin mesaje și e mai greu să ne exprimăm față în față. Vă întreb, mergem la pizza, 10 tineri, ne punem la masă, până vine pizza, ce facem? Vă zic, eu scoatem telefoanele. Și când vine pizza, ce facem? Poză, normal. Ați văzut? Zice, stai așa că nu, măzlina asta nu-i bine, mai întorcio o Tac. O poză. Și vă dați seama, după aia eu intru pe, pe profilul dumneavoastră și zic, vă slăviți să fie domnul. Fratele Iosua uh, îi la pizza. Extraordinar. Mă zidește asta, vă înțelegeți? Mă zidește maxim. Vă spun ceva. Am stat de vorbă cu cineva și mi-a pus o întrebare despre, despre social media și despre lumea virtuală. Ascultați-mă ce vă spun. Sunteți aici tineri binecuvântați. Sunteți aici tineri pe care Dumnezeu vă bine inclusiv material. Slăviți să fie Domnul. Sunteți aici oameni care aveți părinți cu bani. Slăviți să fie Domnul că Dumnezeu o îngădui să nu duceți lipsă. Dar eu vă întreb, când se uită tinerii pe care îi slujesc eu din sudul Olteniei, care stau șase oameni într-o cameră și au pământ pe jos și au și ei un amărât de telefon acolo că de-abia au semnal, trebuie să urci cu el în pom și mai scapă și ei pe Instagram și te vede pe tine că postezi haine scumpe, că postez pe nu știu ce hoteluri te cazez, că postez nu știu ce steak de vită cu 15 milioane ai mâncat în Cluj. Eu te întreb, cum se va simți eu omul ăla? Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Noi nu trebuie să semănăm cu cei lanți. Eu cred personal că Dumnezeu a îngăduit să putem avea acces la social media, să putem avea acces la, la, la lumea, la lumea virtuală, ca să putem face evangelizare. Să poți să spui tinerilor din grupul tău, să poți să spui băieților din grupul tău, există Dumnezeu, există salvare, există eliberare în numele Domnului Isus Hristos. Faceți asta! Mi-am cumpărat costum Armani. Ce o să zică cel care nu are bani să-și cumpere nici măcar pantalon de stofă? Mă înțelegeți? Ne-a despărțit diavolul și ne-a făcut să vorbim prin mesaje. Îmi trimite, cred că e vreo, vreo trei ani de zile enorm, îmi trimite un tânăr mesaj, frate Bogdan, sau chiar patru poate, la 12 venim la tine, mi-a trimis mesaj pe WhatsApp, bun, nu. Am văzut mesajul și așa. Mă sună peste jumătate de oră, frate Bogdan, ai ceva cu mine? Nu. Dar ce am făcut? Mi-ai dat sin. m a zis, Bă, frate, eu nu ți-am dat nimic, crede-mă. Nu, spun sincer, nu știu ce, cine ți-o dat, dar eu nu ți-am dat. O nu, frate, mai lăsa pe sin. Frate, nici nu te-am lăsat, nici nu ți-am dat. Eu nu știu ce vrei să spui. Poți frate, nu mi-ai răspuns la mesaj. Păi am văzut. Păi și trebuia să-mi scrii. n a știut. Îmi trimite după două săptămâni, frate, venim la tine. Îi trimit. Ok. Jumătate de oră mai târziu. Frate, ai ceva cu mine? Frate, acum nu te a mai lăsat, nu ți a mai dat sin. Ce-am făcut? Păi da, frate, a scris numai ok. Trebuia să îmi pui niște îmbrățișări, să îmi pui niște boticone de rugăciune. Ce... Știți ce mi-am dat seama? Nu e așa că nu ne putem exprima cum trebuie în scris? Nu e așa că de multe ori înțelegem greșit? Nu e așa că în momentul în care stai față în față cu mine, poți să-mi vezi reacțiile, poți să vezi felul în care reacționezi? Nu e așa? Oameni buni, social media vrea să ne despartă unii de alții. Ascultați-mă, Dumnezeu ne cheamă la părtășie. Dumnezeu ne cheamă la părtășie. Trei, al patrulea nu vi-l mai zic, vi-l zic poate cu altă ocazie, vi-l zic al treilea că e foarte important. Una dintre cele mai grele robi, care nu prea le putem vorbi deschis de la anvoane în generația noastră e problema păcatelor sexuale. Praf au făcut România. Praf au făcut unii tineri diavolul prin asta. Tineri dragi, ascultați-mă ce vă spun creează o dependență, robia asta sexuală, de nici nu vă puteți imagina. Frate Bogdan, da, ce ne spui tu acolo? Vă spune unul care de acolo a venit. N-am știut. Crescând în familie de ortodoxi, n-am știut. Am intrat acolo și ascultați-mă, numai Dumnezeu cu mâna lui tare te mai poate scoate. Dar știți care e frumusețea? Că Dumnezeu te poate scoate. Au o tânără și a zis, frate Bogdan, aș vrea să spun ceva, m-am uitat pentru că mă pregătesc de căsătorie și măcar să... N-ai ce să știi, ascultă-mă. Oameni buni, întrebați pe orice tânăr, întrebați pe orice tânără căsătorită, totul e natural. Eu vă întreb, bunicii noștri, străbunicii noștri, au avut acces, nu au avut acces, cine a învățat? Nimeni. Pentru că totul decurge natural, așa a lăsat Dumnezeu lumea asta. Oameni buni, nu avem voie să ne învățăm de acolo Știți ce se întâmplă, în afară de faptul că creează dependență, în afară de faptul că provoacă dependența asta, pornografia, oameni buni îți aduce o imagine greșită referitoare la tot ce înseamnă relație. Oameni buni, noi nu arătăm, noi nu suntem oameni care mergem toată ziua la sală, la fitness, noi nu arătăm ca oamenii ăia, noi nu ne comportăm ca oamenii ăia, noi nici măcar nu vrem să ne asemănăm cu oamenii ăia și ajungi frustrat, ajungi frustrat în relația de căznicie pentru că tu nu ești, sau soțul tău, sau soția ta nu e așa cum ți-ai imaginat tu, pentru că tu ți-ai făcut o perspectivă despre soțul tău cum să arate sau despre soția ta cum trebuie să arate. Pornografia asta a făcut ravagi în generația noastră. E atât de aproape de noi, e la un clic. E la, 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 la un buton distanță, oriunde. Și apoi se duce în autosatisfacere și o să zici, frate Bogdan, da, dar asta e pentru băieți. Vreau să vă spun ceva. Vă o tabără de tineret. Și-au zis frații, frate Bogdan, nu stai la rugăciune și la la consiliere cu ceva tineri și am stat în ziua aia, cred că 30 de, de, de fete au venit așa, de dimineața până seara, la cortul ăla care era amenajat pentru mărturisire. Cea mai mare durere am avut-o la sfârșitul serii. Aproximativ 30 de fete, zic așa cu aproximație, una singură avea biruințe împotriva păcatelor sexuale. Una singură. Și am zis, nu se poate. Oameni bune, ascultați-mă ce vă spun. Vă spune unul pe care Dumnezeu l-a scos de acolo, există eliberare în numele Lui Iisus Hristos? A, îmi, trimite un, un, e, îmi trimite un tânăr pe, pe Instagram un mesaj, o să frate Bogdan, uite a, uite ce spune un frate pastor, că autosatisfacerea nu are nicio treabă cu Dumnezeu. Oameni buni, că nu scrie în Biblie, oameni buni, ascultați-mă, vă spun eu astăzi și răspund înaintea Lui Dumnezeu pentru ce vă spun. Îi păcate înaintea Lui Dumnezeu. Pentru că n-ai cum să faci păcatul ăla și să te gândești la poeziile lui nu știu cine, te gândești la o persoană, te gândești într-un anumit fel la cineva și lucrul acela Biblia îl condamnă în Matei capitolul 5 și spune că e păcat oameni buni. Și îmi spunea tânărul ăsta, frate Bogdan, zice, aș vrea să spun ceva, zice, mi-a zis păstorul respectiv după consiliere că singura mea șansă e să mă căsătoresc. Dați-mi voie să vă spun eu ceva astăzi. Dacă Dumnezeu meu, ca să mă elibereze de un păcat sau de o robie, are nevoie să mă trimită să mă căsătoresc, nu vreau să slujesc cu un astfel de Dumnezeu. Dumnezeu pe care eu vi-l predic în seara asta, are puterea să te scape înainte de căsătorie. Are puterea să-ți dea libertatea înainte de a intra în căsătorie. Oameni buni, nu vă mințiți că căsătoria schimbă ceva. Există o plăcere mecanică și există o plăcere naturală. Trupul obișnuit cu plăcerea mecanică îți va cere plăcerea. Primesc telefoane de la bărbați căsătoriți care nu se pot lăsa de autosatisfacere și de pornografie. Că au intrat așa rezolvă problema înainte de căsătorie. Du-te înaintea lui Dumnezeu sincer. Spune-i lui Dumnezeu în seara asta, Doamne, vreau eliberare. Doamne, vreau să fiu sfânt. Doamne, vreau să trăiesc în adevărat, cu un adevărat, așa cum spui tu, în adevărul tău vreau să trăiesc, Doamne. Și hai să vezi ce poate să facă Dumnezeu. Oameni buni, slujim un Dumnezeu ale eliberării. Slujim un Dumnezeu care poate vindeca. Oameni buni, nu rămâneți blocați în păcatele astea Dumnezeu prin Duhul Sfânt te liberează În seara asta am venit să spun că Pornografia, autosatisfacerea și toate păcatele astea sexuale a, a, Întrebare, paranteză Întrebare la conferință de tinere, Frate, dar da, am voie să o pup? Te, te șochezi ce întrebări? Frate, dar da, cât, cât, cât am voie de aproape de ea? Cât am voie de aproape de el? De ce-s dorințele astea în inimile noastre? De ce, oameni buni? Vă spun eu de ce. Pentru că diavolul se luptă să fugărească, dacă vreți, să facă să plece de la voi fericirea adevărată prin păcat. Uitați-vă, vă rog frumos, la cei care ați scăzut în păcatele astea. Nu e așa că până ați mers și ați înfăptuit păcatul, o, oh, ce fericiți ați fost, o, oh, furnicăturile alea prin tot corpul, a zis, lasă că după aia îmi cer iertare și va fi bine. Știți ce s-a întâmplat după aia? V-ați închis în camerele voastre. N-ați mai vrut să luați tangență, să aveți tangență cu absolut nimeni. Te-au chemat părinții la masă, ți nu mai ți-e foame. Te-au chemat tinerii în oraș, tu nu mai vrei să mergi în oraș. Te-au chemat tinerii la seară de rugăciune, tu nu mai vrei la seară de rugăciune, te-au chemat la biserică, la repetiții, tu nu mai vii la repetiții. De ce? Pentru că tu ești blocat în camera ta din cauza păcatului. Oameni buni, păcatul aduce tristețe în inimile noastre. Păcatul nu-ți dă întrăzneală să te rogi, simți că te rogi, se blochează rugăciunea, simți că nu se urcă mai sus de tavan. Frate Bogdan, ce să facem? Să te bui pe genunchi și să nu te ridici din camera ta de pe genunchi până Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu coboară peste tine. Oameni buni, lasă-L pe Dumnezeu să decidă momentul când să se apropie de tine. Dacă trebuie să te rogi o oră, două, trei, patru, cinci într-o noapte ca Dumnezeu să se coboare, să te elibereze, să merită să faci rugăciunea asta, să merită să stai pe genunchi cinci ore ca Duhul lui Dumnezeu să se coboare peste tine. Oameni dragi, am venit în seara asta să vă spun că există fericire adevărată. Există o împlinire pe care nu ți-o poate da nimeni. Dacă împlinirea asta să fie de plină, de săvârșită în viața ta, va trebui să scapi de orice robie. Și apoi, în ultima parte cu care și închei, care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Tine, dragi, vă așeza Dumnezeu într-un oraș care are nevoie de mântuire. Uitați-mă! Știți că tinerii au nevoie de mântuire? Știți că colegii dumneavoastră de la liceu, de la facultate, au nevoie de mântuire? Dar eu vă întreb, dacă voi mă vedeți pe mine trist, dacă voi mă vedeți pe mine apăsat, dacă pe mine mă vedeți fără pic de vlagă, vrea cineva să urmeze Dumnezeu pe care eu îl predic, nu oameni buni. Dumnezeu vrea să vă folosească în oraș. O să ascultați-mă ce vă spun. În vremea și ceasul în care Dumnezeu vrea să facă evangelizare prin voi. Uitați-vă la evangelizările pe care le mai facem. Vă întreb ceva. Mai vin oamenii? Nu mai vin oamenii, oamenii sunt obosiți, oamenii sătul de biserică, oamenii sătul de Dumnezeu nu mai vor să audă. Omul are nevoie de tine și de mine la locul de muncă. Să fii un om care să se vadă în el fericirea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să facă prin tine. Te-ai gândit vreodată că poti e singura Biblie pe care o citesc colegii tăi? Te-ai gândit vreodată că e singura carte de, 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 creștină pe care o citesc colegii tăi? Te-ai gândit la asta vreodată și tu ești supărat? Și e supărată. De ce? Pentru că tu încă n-ai scăpat de robie.